Astăzi, cu ocazia zilei de 1 iunie, a avut loc redeschiderea centrului de zi din cadrul Complexului de Servicii Sociale, care aparține de DGASPC Mehedinți, activitatea fiind suspendată acum 2 ani din cauza pandemiei de COVID-19. Centrul pentru copii, care funcționează în cadrul Complexului de Servicii Sociale, care aparține de DGASPC Mehedinți, a fost închis pe o perioadă de 2 ani din cauza contextului pandemic în care s-a aflat întreaga planetă. Astăzi, ziua redeschiderii a coincis cu ziua de 1 iunie și anume ziua copilului. Directorul DGASPC Mehedinți, Adrian Bidilici, a fost mereu un om implicat în tot ceea ce înseamnă asigurarea celor mai bune condiții pentru beneficiarii aflați în instituțiile din subordine. Astăzi anunțăm redeschiderea centrului de zi din cadrul Complexului de Servicii Sociale care aparține de DGASPC Mehedinți. Este vorba despre un centru a cărui activitate a fost suspendată în luna martie 2020, adică odată cu începerea pandemiei. După 2 ani și un pic, iată, reușim să-l redeschidem, având în vedere că am primit, inclusiv în perioada pandemiei, foarte multe solicitări din partea unor potențiali beneficiari. Centrul se redeschide așadar, ați văzut și dumneavoastră, spunem noi, în condiții decente și asta, evident, și cu sprijinul Consiliului Județean, cu sprijinul domnului președinte Aladin Georgescu, cu sprijinul angajaților noștri care au făcut o muncă de întreținere, de igienizare și de reamenajare pentru ca acest centru să funcționeze în condiții, cum ziceam, decente. Centrul se adresează categoriei de vârstă 0-3 ani. În primul rând vor avea acces copiii din medii sociale defavorizate, dar nu exclusiv. În funcție de solicitările pe care le vom primi, se poate adresa și altor categorii de beneficiari, dar așa cum spuneam, cu prioritate cei din medii sociale defavorizate. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a pus mereu preț pe susținerea instituțiilor atât de educație, cât și de cultură și de sănătate din județul nostru, asigurându-i pe reprezentanții instituțiilor de tot sprijinul. Totodată a susținut activitatea DGASPC, dar și atragerea de bani europeni de fonduri guvernamentale pentru centrele din subordinea Direcției de Asistență Socială. Este cunoscut faptul că acest centru de zi pentru copii de la 0 la 3 ani, care funcționează în cadrul Complexului de Servicii Sociale al DGASPC Mehedinți, aici în Turnul Severin, mai exact în vecinătatea Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnul Severin, a fost închis încă de la începutul pandemiei și iată că după 2 ani și 2 luni de zile se redeschide și este o surpriză plăcută pentru mine să constat că se redeschide în niște condiții optime, așa cum spunea și domnul director Bidilici, niște condiții decente, astfel încât 20 de copii pot să vină de zilele următoare, de evident după ce se va termina perioada de înscrieri, să vină și în timpul zilei să stea aici, să beneficieze de sprijinul și de îndrumarea personalului DGASPC Mehedinți. Am încredere că totul se va desfășura în condiții foarte bune, atât pentru copii, cât și pentru părinți. S-a făcut o activitate nu numai de igienizare, aș putea să spun chiar de oarecare reabilitare a acestei clădiri, în condițiile în care nici nu se putea face mai mult decât atât, pentru că DGASPC Mehedinți, în parteneriat cu instituția pe care o reprezint, Consiliul Județean Mehedinți, a depus o cerere de finanțare prin PNRR pentru a încerca să obțină fonduri și cu siguranță, din punctul meu de vedere, se vor obține aceste fonduri europene pentru eficientizarea energetică a întregului complex, a tuturor clădirilor din această incintă, astfel încât aș putea să spun că peste 2-3 ani de zile aici vom avea niște spații corespunzătoare, eficientizate energetic, rețelele electrică, termică, sanitară vor fi înlocuite, ușile, ferestrele, acoperișul, tot ceea ce este necesar se va schimba și vom avea o clădire modernă. Cred că la momentul acela vom fi în situația să creștem capacitatea centrului, așa cum am avut-o anterior, la peste 30 de locuri. Misiunea centrului este de prevenire a abandonului și a instituționalizării copiilor prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere, socializare, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și oferirea de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanților legale a acestora. Capacitatea centrului este de 20 de locuri, iar instituția se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani, oferind următoarele tipuri de servicii: cazare temporară între orele 8-16:30, de luni până joi și vineri între orele 8-14, îngrijire personală, hrană, somn și igienă.